În acest moment, deciziile referitoare la conservarea speciilor sunt luate în urma unor studii limitate și specifice, ce arată, de exemplu, declinul diversității păsărilor în zonele defrișate. Modelele de tip GEM ar putea cuprinde structura oricărui tip de ecosistem din lume prin simularea proceselor cheie, precum hrănirea, reproducerea și moartea diverselor specii. Folosind un astfel de model în savana africană, de exemplu, s-ar simula toată biomasa tuturor plantelor, a animalelor care se hrănesc cu aceste plante, a carnivorelor care se hrănesc cu aceste animale și așa mai departe, modelând întreg lanțul trofic și cuprinzând toate fluxurile de energie. În urmă cu doar câțiva ani, oamenii spuneau că este imposibil să construiești un model global al ecosistemelor pentru că sunt prea multe aspecte complexe sau incerte. Modelarea fiecărui organism dintr-un ecosistem este imposibilă pentru că ar necesita prea multă putere de calcul, însă cercetătorii afirmă că pot obține rezultate valide prin aplicarea unor reguli ce guvernează comportamentul indivizilor în grupuri. Cea mai mare problemă în construirea unor modele de ecosistem bune este obținerea de date suficient de clare pentru a fi folosite în cadrul lor. Spre exemplu, nu există foarte multe date referitoare la distribuția dimensiunilor corpurilor animalelor ce trăiesc în oceane, de la plancton la balene. De aceea, cercetătorii din cadrul Microsoft Research solicită guvernelor să aloce mai multe fonduri eforturilor de colectare de date pentru cunoașterea ecosistemului general. Cercetătorii din cadrul Centrului de Cercetare Microsoft colaborează cu specialiștii de la United Nations Environment Program World Conservation Monitoring Center. De asemenea, oamenii de știință au anunțat că modelul va fi disponibil întregii comunități științifice în mod absolut gratuit, deși a fost finanțat cu milioane de dolari de compania Microsoft.